Cum s-ar putea vorbi despre educație? Sau cum ar fi viața culturală a comunităților fără instituția numită bibliotecă? Este întrebarea retorică pe care a pus-o la începutul expunerii sale directorul Bibliotecii Bucovinei, Gabriel Cărămuș. Oare cum ar fi viața de zi cu zi? Cum s-ar putea vorbi despre educație? Mai ales despre educația pe tot parcursul vieții? Sau cum ar fi viața culturală a comunităților fără instituția numită bibliotecă? În ceea ce privește biblioteca din Suceava, trebuie subliniat faptul că aceasta a luat ființă în prima parte a secolului al XX-lea, într-o perioadă în care, odată cu încheierea primului război mondial și realizarea Marii Uniri, de la 1918, comunitatea suceveană cunoștea un ritm alert de dezvoltare, iar în acei ani nu a fost neglijat nici segmentul cultural. Într-un astfel de context, se simțea inclusiv nevoia înființării unei biblioteci publice, care să completeze peisajul cultural al orașului, creionat de celelalte instituții. Muzeu, liceu, societăți culturale. Este vorba de societățile Școala Românească și Casa Națională, care au contribuit la înființarea bibliotecii. Noua instituție gravita în jurul liceului Ștefan cel Mare. Era o inițiativă privată și răspundea nevoilor comunității, în special ale elevilor. În seara zilei de 12 decembrie 1923, prima bibliotecă publică a Sucevei își deschidea porțile într-un imobil vechi din centrul orașului. Evenimentul așteptat de toți intelectualii și de cetățenii orașului a fost consemnat de profesor Victor Morariu în jurnalul său și de alți intelectuali în câteva publicații și gazete din Bucovina. Între anii 1968-1974 la Suceava este bibliotecă municipală, iar începând din 1974 este bibliotecă județeană, pentru ca din 1993 la inițiativa enciclopedistului Emil Satco, șef serviciu, iar apoi director adjunct, sprijinit de Ioan Pânzar în calitate de director, instituția să obțină numele de Biblioteca Bucovinei Ighes Biera. În prezent, biblioteca noastră se mândrește cu un fond de carte de peste 450.000 de documente de bibliotecă, cu numeroase servicii moderne, adaptate cerințelor actuale, cu zeci de volume de cercetare și documentare, de informare bibliografică, elaborate de către specialiștii proprii, fiind una dintre instituțiile emblematice de cultură din municipiul și județul Suceava. Prezent la eveniment, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a urat la mulți ani Bibliotecii Bucovinei Ighes Biera și oamenilor care lucrează aici, celor care și-au ales această frumoasă meserie. Biblioteca se află în subordinea Consiliului Județean. Când ai nevoie de niște date, vii și răsfoiești aici. Este locul unde s-a păstrat cel mai bine. Ce am constatat eu la un moment dat? Foarte zgârciți în informații despre istoria adevărată, reală a Bucovinei. Pentru că așa a fost perioada comunistă, să nu-i supărăm pe unii sau pe alții. Mie mi se pare că nici astăzi noi nu ne-am dat drumul suficient să vorbim despre Bucovina și despre valorile ei. Și când eu am scris cu ei pe munte Bucovina și mă critică și astăzi unii, poate că în felul lor au dreptate, dar ați vinovat că n-am explicat. Nu eu am scris. Au scris crescătorii de animale de la munte. Dar n-am scris cu chirilice, dragii mei. Și mesajul ăsta l-am transmis atunci. De aceea, eu cred că noi, folosind această instituție de bază, trebuie să-i călcăm mai des pragul și să vedem valoarea excepțională pe care o are biblioteca zestrea ei. S-a vorbit în cadrul evenimentului și de numărul mare de români, de suceveni plecați peste hotare și de necesitatea acestora de a citi istoria Bucovinei și nu numai, de la distanță, digital. Este motivul pentru care se află în derulare un proiect cultural în valoare de 2,5 milioane de euro, Biblioteca Hub Digital pentru Educație, în care sunt implicate Biblioteca Bucovinei Ighes Biera, Biblioteca Municipală Câmpul Moldovenesc și 27 de localități din județ. Prin acest proiect se vor renova și se vor echipa cu calculatoare și echipamente tehnice Biblioteca Bucovinei, precum și bibliotecile comunale din Mora și Râșca, pentru a fi transformate în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. Tot prin acest proiect, 26 de biblioteci din județ vor fi dotate cu echipamente informatice noi sau modernizate și vor fi organizate cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale pentru 2500 de locuitori din județul Suceava. Sărbătoarea centenarului Bibliotecii Bucovinei s-a încheiat cu un moment muzical susținut la pian de Maia Hrițcu.